Preotul Cornel Paiu, președintele Asociației Clepsidra, a scos recent de sub tipar o nouă ediție a volumului de versuri intitulat Paznicii Pereților, editat de data aceasta la Bacău. Da, este vorba de Paznicii Pereților, Suma Armonie Unus, care apare la editura Cordial Press din Bacău. Cartea încheie o trilogie inițiată cu primul volum Paznicii Pereților apărut la Scrisul Românesc în 2010, continuat cu Paznicii Pereților apărut la Cetatea Doamnei în 2013 și în 2014 a apărut la Cetatea Doamnei și iată finalizat cu acest nou volum, Paznicii Pereților, Suma Armonie 1. Este prefațat de editorul acestei cărți, care este și critic literar, Cornel Galben, și postfațat de Ion Tudor Iovian, poet și critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău. Volumul va fi relansat imediat după sărbătorile pascale, în luna mai, la Roman, Piatra Neamț și Iași. La Roman și apoi la Piatra Neamț, cred, și poate și în alte localități, la Iași, aș mai dori să-l lansez, în luna mai, după sărbătorile pascale. Volumul conține și o variantă în limba latină a poeziei Să mă cauți, realizată de redactorul șef al editurii Papirus Media, Alexandru Mihăilă. Cornel Paiu este licențiat al Facultății de Teologie Ortodoxă București, secția pastorală, și al Academiei de Artă Luceafărul București, secția pictură, promoția 2004. Preot în parohia Bălușești din comuna Icușești, Cornel Paiu a înființat și societatea literară Clepsidra. Preotul poet a publicat poezii și eseuri în revistele Dacia Literară, Oglinda Literară, Asachi, Salonul Literar, Spații Culturale, Euxin, volumul de poezii Tabor a fost premiat în 2014 la Festivalul de Poezie Avangarda 21 Bacău.